Spre exemplu, musca. Musca este un element care nu aduce nicio atribută pozitivă nimănui. Spre deosebire de albină, spre, spre deosebire de albină, a care vine de pune efort, polenizează florile, produce miere, produce propolis, lăptișor de matcă, etc., 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 da? În momentul în care albina, uh, pardon, mă scuzați, musca vine, se așează, depune, uh, 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 uh. face numai împrăștie, numai dezastru face, împrăștie, microbii, bacterii, bacterii peste tot, n-are rost să continui lista. Tot ceea ce nu construiește ceva pozitiv, nu echilibrează natura, tot ceea ce nu aduce cel puțin un beneficiu naturii, este, se încadrează în acest cerc al creației gandalnice, al creației luciferiene.